Pentru persoanele fizice, impozitele și taxele datorate către bugetul local al orașului Mioveni nu suportă modificări, astfel că acestea au rămas la nivelul cotelor de impozitare din anul 2012. Am hotărât să numărim impozitele și taxele, să le menținem ca la anii trecuți, cu excepția extravilanului localității. Prin urmare, impozitul pe clădiri variază în funcție de suprafața imobilului, precum și de zona de amplasare, astfel. Pentru o garsonieră, impozitul datorat este între 50 și 78 de lei. Pentru un apartament cu două camere, între 76 și 128 de lei. Pentru un apartament cu trei camere, între 117 și 170 de lei. Iar pentru un apartament cu patru camere, între 150 și 191 de lei. Impozitul pentru casele din cartierele orașului Mioveni, respectiv Colibaș, Racovița, Crucereasa și Făget, se stabilește în funcție de suprafața construită de sfășurată și zona din care face parte. Cei care își vor plăti dările către bugetul local până pe 31 martie beneficiază de o reducere de 10%.